Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să te asculte Domnul în ziua de necaz, când ai frică în suflet și lacrimi pe obraz, când simți că adânc te arde durerea tot mai grea, să te asculte Domnul, să-ți dea El pacea sa, căci nu-i cu neputință nimic în fața Lui, întreaga ta ființă e în mâna Domnului. Încrede-te în Domnul din toată inima și cheamă-L cu credință, El nu te va lăsa. Să te asculte Domnul când simți că ești lovit, când gemi sub grea povară, căzut și părăsit, când nimeni nu se oprește și toți te lasă în drum. Să te asculte Domnul, samaritianul bun, căci nu-i cu neputință nimic în fața Lui, întreaga ta ființă e-n mâna Domnului. Încrede-te în Domnul din toată inima și cheamă-L cu credință, El nu te va lăsa. Asculte Domnul și-n ceasul cel mai greu, să îți întindă mâna de sus din cerul său, iar neagra întristare de amarul și dureri să o prefacă în pace și-n sfinte mângâieri. Căci nu-i cu neputință nimic în fața Lui, întreaga ta ființă e-n mâna Domnului. Încrede-te în Domnul din toată inima și cheamă-L cu credință, El nu te va lăsa. Căci nu-i cu neputință nimic în fața Lui, întreaga ta ființă e-n mâna Domnului. Încrede-te în Domnul din toată inima și cheamă-L cu credință, El nu te va lăsa, El nu te va lăsa.